Hristos a înviat. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, să spunem încă de la început, ne aflăm în Duminica Tomei. Am vorbit de atâtea ori în Duminica Tomei încât mă simt dator să înclin balanța și în partea cealaltă. Eu cred că de multe ori când ne gândim la Toma, imediat i-am și pus pecetea. Ori zicem necredinciosul, ori puțin credinciosul, ori băi Toma și nu mai zici nimic și înseamnă totul. Și m-am gândit că este nedrept ceea ce facem noi. Și am să mă străduiesc în câteva minute să vă spun despre credință, necredință și încredințare. Ca să mă înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, se spune că odată o femeie s-a dus la un psihiatru și a spus: domn doctor, eu am o problemă. Păi care e problema? Zice: mă cam îndoiesc de multe lucruri. Păi și ce, asta e rău? Ce, n-ai citit niciodată, nu ți s-a spus, n-ai mai venit niciodată la psihiatru ca să înveți că de fapt sigur pe el este numai cel care are o problemă, sigur pe el este cel care deja trăiește într-o altă lume. Nimeni nu trebuie să fie sigur pe nimic, pentru că dacă nu s-ar îndoi, asta ar însemna că nu ar judeca. E drept că noi am uitat de la Descartes, să spunem, prima parte a propoziției logice dubito ergo cogito și zicem numai cogito ergo sum, nu, adică mă îndoiesc, deci gândesc, gândesc, deci exist. După ce i-a făcut femeii capul cam așa, și domnul doctor va să zică: nu e rău că am îndoieli. Și da, ai înțeles. E foarte bine și chiar așa e, așa e. Sunteți siguri? Sunt sigur. Pe de altă parte, știți că se spune că diferența între psihiatru și pacient, adică între medic și instituția în care lucrează, este una singură. Pacienții se vindecă și pleacă acasă. Acum să revenim la ale noastre, încărcându-ne așa frumos și să vedem care este partea de bine a neîncrederii. Bineînțeles că veți fi foarte, foarte porniți să-mi găsiți fisură în construcția mea, pentru că este foarte delicat să vorbești despre necredință, ridicându-o la rang de virtute în fața unor oameni care tocmai pentru credință au venit la biserică. Acum să nu credeți că vreau să vă smintesc și să plecați acasă cu mai puțină credință. Nu, vreau să plecați cu mai multă credință. Dar dacă nu o scoatem așa puțin, să o așezăm într-o lume curată, să știți că nu face nimic cu credința. Credeți că numai simplu fapt că dacă avem unul nou într-o mână și altul nou într-o mână și zicem Hristos a înviat și dăm un nou celălalt și celălalt zice adevărat a înviat, gata, asta e credința. Sau dacă venim astăzi de la biserică spre casă, s-a terminat cu credința. E, tocmai despre acest lucru vreau să vă vorbesc. A fi siguri înseamnă a fi pe un drum greșit. În momentul în care suntem siguri, încep tot felul de ispite. Așa cum vă spuneam și data trecută, numai cel care are așteptări va avea dezamăgiri. A fi sigur pe ceva înseamnă că ai așteptări ca lucrurile să meargă într-un anumit sens. Ce te faci însă dacă ele nu merg în sensul acela? Pe cine dai vina? Ca să înțelegem și mai bine, imaginați-vă ce ar fi făcut Avraam când s-a dus cu unicul său fiu dobândit la bătrânețe pe muntele Horeb, că așa i-a zis Dumnezeu ca să îi aducă jertfă. Acum o să spuneți, Domnul a dat, Domnul a luat, odată cu vorba lui Iov. Acum, din punct de vedere al credinței, e clar că Avraam și-a luat copilul de mână și a zis: tată, hai să mergem. Ce-o fi fost în sufletul lui, bănuim, nu putem să fim așa de străini. Bănuiți că
pe lângă credința asupra faptului că Dumnezeu l-a pus să facă un lucru și trebuie să-l ducă până la capăt, era și credința că Dumnezeu va rândui într-un fel anume. Asta însemna jumătate de drum dintre credință și necredință. Adică în momentul în care el se ducea clar că se va întoarce fără fiu, ca așa i-a zis Dumnezeu, până când nu a pus cuțitul la gâtul lui Isaac, el cu siguranță a crezut că Dumnezeu va face ceva. Dacă a crezut că Dumnezeu va face ceva, asta înseamnă că s-a îndoit de la început, așa cum trebuie să facem și noi. Imaginați-vă pe Iona, prorocul, se duce la niniviteni și el știa că trebuie să le spună clar: băi, fraților, orice ați face, Dumnezeu a scris acolo, cetatea Ninive, gata, s-a terminat cu ea. Credeți că el nu era credincios a ceea ce trebuia să le spună? Dar cu Duhul, cu siguranță că văzuse pocăința ninivitenilor. Și atunci nu s-a îndoit de mesajul pe care îl va spune, dar s-a îndoit că el poate să depășească pocăința ninivitenilor și prorocia lui să se dovedească a fi mincinoasă. Dacă ar fi fost neîndoielnic, dacă ar fi crezut așa ca cel care zicea că n-are niciodată vreun semn de îndoială, vă imaginați că n-ar fi putut să mai trăiască. Adică Dumnezeu mi-a zis să mă duc acolo, eu am spus, mi-a făcut datoria și prorocia mea s-a ales cu ea. Trebuie să fim credincioși 100% numai în Dumnezeu. Dar dacă nu vom cerceta această credință, imediat ajungem la bigotism. Imediat ajungem să exagerăm. Dacă nu ne îndoim în fiecare clipă asupra drumului pe care ne aflăm, cu siguranță că o luăm așa, cum zice românul, rara. Adică mergem pe o câmpie. Trebuie să ne îndoim. Cum s-a îndoit Toma? Credeți că dacă îl aplaudăm pe Toma, ne ducem în partea cealaltă, adică nu mai suntem credincioși? Nu. Dumnezeu nu ne vrea proști. Dumnezeu ne vrea încredințați. Dumnezeu, să știți că nu se poartă cu noi cum se poartă cioara când se duce la cuibul puiilor și puii sunt cu gurile căscate așa și Dumnezeu dă așa să mâncăm nemestecat. Nu, fraților. Dumnezeu, care ne-a dat rațiune, voință și sentiment, cu siguranță că ni le-a dat ca să le folosim. Nu ne-a dat așa ca să bifeze acolo niște lucruri, niște casete în portretul creației sale. Ne-a dat să le folosim. Dumnezeu a rânduit ca între apostoli, care după ce că nu mai erau 12, erau numai 11, a rânduit ca unul dintre ei să nu fie acolo. Și ne-a arătat care este atitudinea noastră. Mă, când l-au văzut ăștia 10, l-am văzut pe Domnul. Păi cum? Păi tu ai intrat. Și de unde știați că e Domnul? Păi era el, sigur. De ce era el? Păi a intrat pe ușile încuiate. Tu poți să faci lucrul ăsta? Bă, nu pot. Da, și ne-a arătat mâine și cu asta sa. Da? Uite, până nu le văd și eu și până nu pun eu mâna acolo în coasta lui, nu voi crede. Să nu credeți că Dumnezeu vrea de la noi altceva. Vă mai aduceți aminte de cât tamtam s-a făcut vreo 50 de ani pe așa zisa vorbă scripturistică, crede și nu cerceta. Măi, fraților, Dumnezeu ne-a zis să cercetăm scripturile. Și încă o dată, să vă intre bine în cap, Dumnezeu nu ne vrea proști. Trebuie să credem lucrurilor atunci când suntem încredințați. Acum o să mă întrebați, bine, dar toate lucrurile care ne înconjoară trebuie să aibă din partea noastră o anumită doză de scepticism până când ne lovim cu capul de pragul de sus? Nu, nu e nevoie de asta. Trebuie să credem în lucrurile mari. Și în momentul în care Dumnezeu ne-a așezat ceva în mintea noastră, cu siguranță că nu e nevoie acum ca toate amănuntele să le luăm încă iar la scormoniți, să vedem dacă e bine sau nu. Dar
a le lua așa pe deasupra, să știți că este un mare pericol. M-am gândit de vreo două săptămâni la faptul că tot ceea ce am învățat eu la școală, am învățat din cărți. Și acum când cărțile își schimbă structura, am intrat puțin în panică, dar în panica aceea a lui Toma. Și am zis, nu, eu trebuie să-mi pipăi sufletul. Și m-am întors în mintea mea la momentele în care citeam după niște cărți în care credeam ca în Dumnezeu. Și am spus, de ce credeam eu tot ceea ce era scris acolo? Pentru că cei care îmi predau mă convinseseră în sensul cel mai frumos al cuvântului că așa este. Bun, și atunci când am aflat că s-ar putea să fie și altfel, eu pe ce pun bază? Pe ceea ce am învățat sau pe atitudinea de a învăța? Nu vă pot mărturisi cât m-a deranjat faptul că nu mai scrie în cartea din care am învățat eu că preotul se îmbracă în toate veșmintele înainte de a începe prohodul. Poate credeți că sunt fixist. Aveți voie să mă judecați oricum. Nu am putut să depășesc momentul decât acum vreo două ceasuri, când am gândit că, de fapt, pe mine nu mă definește ceea ce am citit, ci ce a rămas după ce am citit. Și eu, când am citit, eram credincios celui care îmi preda. De acum înainte, poate să ardă tot ceea ce am citit eu. Poate să nu mai fie valabil nimic din ceea ce am citit eu. Ceea ce m-a format din ceea ce am citit este singurul lucru care contează. Faptul că apostolul Toma a rămas ucenicul Mântuitorului, acest lucru contează. Să nu mai aruncăm cu pietre. Nici eu n-am fost în stare până acum să-mi dau seama care este de fapt miezul credinței lui Toma. Că nu l-a văzut atunci și a vrut să-l vadă, să știți că este un lucru pe care și noi trebuie să-l apreciem. Nu așa, dacă îmi spune mie cineva despre unul pe care nu-l cunosc, eu neapărat trebuie să mă încredințez, clar, lasă-mă că ți-am spus eu. Nu. Eu, să știți că nu m-am dus la părintele Asile numai așa că mi-a zis tata, mi-a zis mama. M-am convins și m-a convins. Dacă va veni vremea vreodată să mă duc la Ierusalim, mi-am propus să mă duc la Ierusalim, dar mai am de învățat până atunci, e clar că eu nu trebuie să văd ceea ce am citit din cărți în Ierusalim. Nu trebuie să văd ceea ce mi-am propus să văd, ci mă duc acolo cu convingerea că ceea ce văd este adevărul. Adevărul momentului respectiv. Încă nu sunt pregătit ca să-l aflu, dar când voi fi pregătit, vă voi spune. A, că la muntele Athos nu mă voi duce, v-am mai explicat, a fost opțiunea mea de la început, dacă acum 30 de ani alegeam drumul călugăriei, eram numai la Athos și cred că acolo rămâneam. Dar eu m-am ales partea cealaltă. Partea cealaltă care nu pot să zic că e mai bună sau mai rea. Toate lucrurile sunt bune cu o singură condiție, să nu te uiți în partea altă să crezi că ai fi putut o duce mai bine. Nu. Eu o duc foarte bine așa cum sunt și sunt sigur că aș fi dus-o tot așa de bine și dacă alegeam partea cealaltă. Dar în momentul în care am ales lucrul acesta, nu pot să le amestec. De asta n-am ce căuta la muntele Athos. Dar să revenim la ale noastre. Iubiți credincioși, tot ceea ce credem noi nu trebuie să fie decât din auzite, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, credința este din auzire și trebuie să fie verificat dacă a rămas în noi. Din tot ceea ce a cercetat Sfântul Apostol Toma, v-am zis, a rămas un singur lucru, că este în continuare ucenic și apostol al Mântuitorului. Dacă noi am învățat la școală tot felul de formule, să știți că școala e un lucru care nu se termină niciodată. Mi-aduc aminte că cineva se spune că se văieta unui librar că nu i-a adus un atlas uman, o carte de anatomie, pusă la punct. Că, mi-ai dat una, dar asta are 50 de ani. Zice, domnule, de mii de ani nu s-a inventat nici un alt os cior în organismul uman. De ce vrei altceva, ceva mai nou? A, la istorie e altceva. Să pune
evenimentul într-o lumină sau într-o umbră, în timp se mai descoperă și alte documente care să ajute, e altceva. Dar medicina nu prea e altceva. În partea cealaltă, eu vă spun, de când am diabet, s-au schimbat de cel puțin 10 ori categoriile de carbohidrați. De unde zicea să mă ferez de banane, acum vreo 2 ani zicea că trebuie neapărat să iau. De unde ziceau de portocale în fel și chip, acum s-au schimbat. Morcovii când au fost un an bun, alți ani răi. Nu se pune bază pe asta, se pune bază pe cum te simți după un tratament. Asta este cu necredința lui Toma, nu altceva. Să nu credeți acum că Toma este așezat pe iconostas și noi să dăm cu pietre în el. Mă, fraților, Toma este sufletul nostru și trebuie să învățăm o dată pentru totdeauna ce rămâne și ce nu rămâne în noi. Nu v-am spus și altă dată, cultura este ceea ce știi după ce ai uitat absolut tot din ceea ce ai învățat. Asta e și cu cărțile mele. Fraților, norocul meu că am scăpat. Eram robul literei. La un moment dat mă uitam dacă cineva face așa și mă uitam în carte să văd dacă așa este. Ce să mă uit în carte, tată? Trebuie să mă uit în sus, nu în jos. Să mă uit la Dumnezeu dacă într-adevăr îmi transmite ceva, că slujba pe care o fac este o slujbă bună. V-am mai spus și altă dată, când mă duc pe la frații noștri turci, că aveau plaja mai mare, vin tot felul de musulmani și la câtă engleză de 3 fraze jumate știu pe oră, vin pe lângă mine și îmi dau seama că și în fața mării tot preoți sunt. Și nu trebuie neapărat să am veșminte de culoare închisă sau deschisă sau să le îmbrac de la începutul slujbei la sfârșitul slujbei. Ce a rămas în mine? Atitudinea preoției. E, asta trebuie să învățăm și noi astăzi. Dacă vom fi în stare să plecăm măcar astăzi, până seară, cu gândul că Toma ne-a învățat să fim sinceri, nu necredincioși, înseamnă că am învățat totul. Toma ne învață să fim sinceri. De ce să mă duc eu acasă să zic, băi, dar știi că nu prea am înțeles care e treaba? Nu. Trebuie să întrebi. Mai zice câte cineva, părinte, dar cum să fac? Hai să vedem. Mă, ai înțeles? N-am înțeles. Și atunci eu trebuie să-i spun așa. Am 2 căi de răspuns. Ori repet până înțelege, ori îi zic că nici eu n-am înțeles, dar când o înțelegi, o îi vei spune odată. Întotdeauna când explicăm cuiva, învățăm și noi odată cu el. Și întotdeauna, dacă vrem să învățăm, trebuie să întrebăm. Asta a făcut Toma. N-a făcut lucruri de nefăcut. Mai pun unii accent, zice, da, ați văzut că l-a admonestat Mântuitorul, că i-a zis, nu fi necredincios și credincios. Eu parcă deja îmi aud profesorii mei în urechi, care îmi spun așa, printre rânduri, bă, tata, asta e cartea, asta te învățăm, dar ai grijă că nu cartea face pe agricultor, nu cartea face pe filozof, nu îmbrăcămintea face rolul, ci ceea ce formează cartea. Chiar am întrebat la un moment dat pe profesorul de bizantinologie, care ne dea câte 5-6 pagini de bibliografie în anul întâi. Bineînțeles că erau în toate limbile pământului. În rusește, numai ca să le scrii, îți lua jumătate de oră să scrii 2 rânduri. În germană, vă imaginați că cineva care nu citește germană cursiv, foarte greu ne descurcam în lucrurile acestea. Și după aia vine la patologie și ne-a dat alte 50 de foi. Și a zis, dar de ce? Zice, pentru că dacă le veți ști pe astea, veți ști la un moment dat când veți avea o lucrare de făcut, unde să le găsiți. Adică noi vă dăm adresele, nu vă spunem ce e la adresa cutare. Vă imaginați voi ce e la adresa cutare sau dacă aveți nevoie, vă duceți la adresa pe care v-am dat-o. Asta este diferența între a crede și a fi încredințat. Dacă nu vom fi în stare să ne uităm în sufletul nostru și să vedem ce modifică o carte și o lectură în noi, vom fi robii cărții. Ce ar însemna dacă ar pieri toate cărțile după fața pământului? Eu vă spun sigur că Sfânta Liturghie aș putea o să o fac. Fără discuție. Știu sigur că un profesor de literatură nu mai are nevoie neapărat de manuale și de culegere de texte. Asta înseamnă
că am pipăit viața și am luat esența. Nu trebuie să-L trag pe Hristos după mine în toate neroziile mele. Eu îl am pe Hristos mereu în mine, care îmi șoptește să nu fiu necredincios, ci credincios. Adică îți ajunge ceea ce ai făcut de acum înainte, nu trebuie să mai acumulezi, ci trebuie să folosești ceea ce ai acumulat. Să știți că eu, după ce m-am mutat la casa mea proprie și personală, mi-am dat seama că aveam niște lucruri pe care nu le-am folosit niciodată și nu o să le folosesc niciodată. Cu mare grijă și mai ales cu mare sfat de la unii și de la alții, am pus prize peste tot, am tras cablu să mă aud din camera mea cu fetele și mai departe. Fetele au plecat, am rămas cu cablurile, nu le-am folosit niciodată. Am făcut și mai mult, am făcut tot felul de lucruri pe care am crezut că o să le folosesc vreodată. Nu le-am folosit. Ei, important, n-ar fi acum să fac altceva în locul lor, ci să mă gândesc dacă într-adevăr merită să folosesc ceea ce am sau nu. Și să nu mă vaiet. Iubiți credincioși, eu personal îi mulțumesc tare mult fratelui Toma, geamănului meu, că n-a fost atunci când erau toți, pentru că dacă ar fi fost, probabil că ne regimentam și noi așa între cei care se mângâie și acum, bă, fericiți că n-am văzut și am crezut. Păi bineînțeles că suntem fericiți. De exemplu, dacă v-ar spune un profesor de matematică despre aria cercului, neapărat trebuie să fi și deseneze, să vedeți voi pe unde, de ce pi are atâtea zecimale. Măi, fraților, important este că în viață sunt anumite lucruri în care trebuie să credem și atât. Sunt axiome. Asta ne învață astăzi Toma. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să reținem ceea ce astăzi Sfântul Apostol Toma, geamănul încredințării noastre, ne-a predat astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu.